În cea de 179-a zi de invazie a Federației Ruse în Ucraina, alarma antiaeriană a răsunat pe întreg teritoriul statului vecin agresat. Noi explozii s-au auzit în orașul Harkov, dar și în Sevastopolul ocupat, scrie presa locală. Propagandiștii ruși cheamă la lovituri armate directe asupra centrelor decizionale de la Kiev, după ce noaptea trecută, în suburbiile Moscovei, în urma unui atentat cu bombă, a fost lichidată fiica unui ideolog al Kremlinului. Președintele Volodymyr Zelensky avertizează asupra unui posibil atac vicios al Rusiei înainte de ziua independenței. În Donbass, situația rămâne dificilă, dar schimbări importante nu s-au produs în ultimele 24 de ore. Rușii au bombardat cu artileria pozițiile de apărare ale Ucrainei în mai multe direcții. Militarii ucraineni au reușit lichidarea unui depozit cu muniție în localitatea Gorlovka, din regiunea Donetsk, aflată sub ocupație. Noaptea trecută, Harkovul a fost iar ținta atacurilor cu rachete. Victime nu s-au raportat în urma exploziilor. Numărul persoanelor răpite în regiunea Herson este în creștere după ce invadatorii ruși au intensificat în ultimele săptămâni măsurile de filtrare a populației. O nouă explozie a răsunat în dimineața zilei în orașul Port Sevastopol din peninsula ocupată Crimea. Presa locală scrie că au funcționat sistemele de apărare antiaeriană și nu există distrugeri sau victime în urma deflagrației. Potrivit datelor prezentate pe pagina de Telegram a Serviciului de Securitate al Ucrainei, în medie din 20 de lovituri cu rachete aplicate de Rusia, doar una vizează o instalație militară. Restul reprezintă atacuri asupra infrastructurii civile. Pentru aceste crime, Rusia neapărat va răspunde, au subliniat autoritățile în mesajul postat. Kievul se va zdruncina, anunță propagandiștii ruși care cer lovituri directe asupra centrelor decizionale ale Ucrainei. Spiritele s-au încins după ce sâmbătă seara jurnalista și analista politică Daria Dugina a decedat în urma unui atentat cu bombă într-o suburbie a Moscovei. În mesajele scrise pe rețelele sociale, propagandiștii au publicat coordonatele clădirilor Serviciului de Securitate, Ministerului Apărării și Președinției Ucrainei. Consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podoleac, a declarat că Ucraina nu ar avea nicio legătură cu sângerosul atentat, dar a sugerat că armata lui Putin ar putea aplica lovituri dure asupra orașelor ucrainene, iar acest incident ar putea servi drept nou pretext. În adresarea sa video de azi noapte, Zelensky a spus că ucrainenii nu trebuie să permită Moscovei să împrăștie deznădejde și teamă printre ei, mai ales acum când se pregătesc să marcheze cea de-a 31-a aniversare a independenței față de dominația sovietică. Trebuie să fim cu toții conștienți de faptul că în această săptămână Rusia ar putea încerca să facă ceva deosebit de urât, ceva deosebit de vicios. Dar așa este inamicul nostru și dacă am luat orice altă săptămână de-a lungul ultimelor 6 luni, Rusia a procedat mereu în anume așa fel, dezgustător și crud. Statele Unite intenționează să furnizeze Ucrainei obuze de artilerie de înaltă precizie Excalibur. Potrivit publicației Europeiskaya Pravda, care citează alte surse, acest tip de obuze ar putea fi livrat în cadrul următoarelor tranșe de ajutor militar. Acestea vor oferi armatei ucrainene o nouă armă de precizie cu care să lovească pozițiile fortificate și centrele de comandă ale Rusiei. Excalibur este un proiectil de calibru 155 de mm cu ghidare GPS și rază extinsă de acțiune, capabil să lovească ținte la o distanță de 35 de kilometri. Vehicule militare rusești distruse și capturate sunt expuse la Kiev înainte de ziua independenței Ucrainei, ce urmează a fi sărbătorită miercurea viitoare. Peste 50 de blindate rusești, majoritatea arse în totalitate, sunt aliniate pe o distanță de 700 de metri de-a lungul străzii principale de lângă Piața Independenței. Ucraina și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică la 24 august 1991.